Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de un new penny, Elisabeta II, al doilea portret. Emitent regatul unit pe perioada reginei Elisabeta II. Monedă de circulație standard între anii 1971-1981, compoziție bronz, greutate 3,56 grame, diametru 20,3 mm, grosimea 1,52 mm, formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus. Pe avers avem al doilea portret încoronat al reginei Elisabeta II, îndreptat spre dreapta, purtând tiara fetelor Marii Britanii și Irlandei și legenda în jur, Elisabeta II, prin grația lui Dumnezeu, regina apărătoare a credinței și anul monedei. Pe verso avem un grilaj încoronat cu lanțuri, o adaptare a insignei lui Henric al VII-lea, care acum este insigna Palatului Westminster. Denumirea în litere și cifre. Marginea este netedă. În 1982, la 11 ani după ziua decimalizării, 15 februarie 1971, cuvântul new a fost eliminat din denumirea de pe revers. Așa că, pe legendă, acum apare un bănuț. Deși aceste monede nu au fost emise până în ziua decimalizării, regina Elisabeta II a emis 6 bani noi la deschiderea noii monetării regale din Glamorgan. După aceea, prințul Philip, ducele de Edinburgh, a emis 6 dintre noile jumătăți de bani și prințul Charles, prințul de Wales, a emis 6 dintre noile 2 piese de pence. Această monedă este din anul 1971, emisă într-un număr de 1.521.666.250 de bucăți, cu o valoare nominală de 1 dolar. Se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 2 dolari și 2.000 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!